Un accident în urma căruia două autovehicule au fost proiectate în șanț a avut loc astăzi pe 85 pe ruta Roma, localitatea Traian. Se pare că unul dintre șoferi, care nu a respectat distanța corespunzătoare în trafic, ar fi fost cel care a provocat carambolul. Joi, în jurul orei 14, trei autoturisme s-au ciocnit pe E85, iar în urma accidentului, două dintre autovehicule au ajuns în șanț. Se pare că accidentul a fost produs de un șofer care se afla la volanul unei mașini înmatriculate în București și care nu a respectat distanța regulamentară în trafic. Astfel, acesta a ciocnit în partea din spate un autoturism marca Volkswagen, care la rândul său s-a lovit de o dubă. În urma impactului, două mașini au ajuns în șanț. Șoferul a vrut să facă dreapta, aici a făcut dreapta, a intrat pe iarbă. În momentul când a intrat pe iarbă, ăla de București a vrut să intre în depășire, n-a putut că venea din față și a intrat în Volkswagenul de acolo, care a intrat în mașina noastră. Asta a fost scurt, prinzător. Acum altceva nu pot să... A fost cineva rănit? Nu, rănit. Dar șoferul l-a dus la spital, a văzut că a pus perfuzie, dar nu are răni, ceva mai grave, nu. Aici sunt un pic speriat. Șoferul care a produs accidentul? Șoferul care a fost pe mașina noastră. Al dumneavoastră. Ăla al de București nu are nimic, nu a pățit nimic, absolut, da. Șoferul dumneavoastră s-a speriat. La spital, da, era puțin speriat. Ăla de București nu are nimic, absolut. Cineva plăti pagubele acum? Cred că ăla de București el plătește, dacă el e vinovat principal, da. Șoferul autoturismului înmatriculat în București și cel al mașinii marca Volkswagen au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. La ora redactării acestui material, șoferul Dubei nu fusese încă testat din cauza atacului de panică.